Da, am dat gol la prima repriză și după repriza a doua am apărat, cred, foarte bine și cu puțin de emoție de ce ei a dat ceva de șuturi, dar în final a fost bine, cu 3 puncte. Cu 3 puncte. Urmează meciul de la Sibiu. Da, avem ultimul meci, am nevoie că dăm 100% și acum am nevoie că vedem ce face Sepsi acolo și vedem ce decizie face. Cu federația, cu 3-0, așa, vedem, sperăm că se schimbă ceva. Ce te aștepți de la federație marți? La comisie? Eu sper că schimbă ceva, deci noi acum, în momentul ăsta, am demonstrat că suntem echipa de play-off, cred. Deci am făcut rezultate foarte bune și mă pare rău dacă nu mergem doar pentru 3-0 de masa verde. Eu sper că se schimbă ceva și în final am nevoie că câștigăm ultima etapă.